Ministrul Familiei Gabriela Firea a anunțat că pregătește un proiect menit să-i sprijine pe părinții care au copii diagnosticați cu autism. Cu tulburare de spectru autist este special. Lumea lui este altfel. O știu foarte bine părinții care îi cresc cu multă grijă și iubire. Statisticile neoficiale spun că în România unul din 51 de copii este diagnosticat cu astfel de afecțiune. Părinții lor se luptă să-i învețe să fie independenți, să se integreze în societate, să nu se simtă singuri și să nu fie victimele care nu-i înțeleg. Părinții copiilor cu autism au nevoie de sprijin nu doar financiar, ci și moral. Am avut o întâlnire de lucru alături de Daniela Bololoi, președinta Asociației Help Autism, Mariana Sârbu, director al Asociației Help Autism și Roxana Popa, director general al Asociației Blue Life. Diagnosticarea precoce și intervenția timpurie intensivă ajută până la 47% dintre copii cu autism să poată trăi o viață independentă. Fără terapie, simptomele autismului și comportamentele disfuncționale se agravează în timp. Lucrăm pentru a veni cu un proiect prin care să sprijinim părinții să lupte pentru recuperarea copiilor cu autism. La finalul anului 2021, erau înregistrați aproape 15.000 de copii cu autism, care aveau certificate de încadrare în grad de handicap. Nu trebuie să uităm că autismul poate să apară în orice familie, indiferent de rasă, etnie, zonă geografică sau nivel de educație, a scris Gabriela Firea pe Facebook, relatează Antena 3.ro.